Ce îți faci? Deci de 4 luni la pat. De 4 luni. 4 luni e data de 7. Da, azi e 7, da. Da. Adică când a fost aboneț. 7 și aprilie sau? Da. 7 aprilie, da. E 12, veniți acasă. Eu 12 am fost aboneț. Deci, cum, de 7 muneți, e 12 muneți, că se șadă cu mine. Bun, deci medici știu de mataj, de starea ma tale. Știu. Și nu ți-a dat grad de invaliditate, ceva? Nică, dacă eu sunt pensie. El e la pensie și este 800 de lei. Păi asta, da, dar eu cioră nu pot cu mâna, nu port de fiecă. Nu scoală, că de 4 luni de zile el stă la și eu fost, măcar ceva, nu i-a dat nică. Nu i-a dat nică. Alții prinesc câte 9.000, bărbații la zarabotcă. De aici, din sat chiar, sau din Cotijeni? De la Cotijeni. Și femeia lui Borea Morad, patrășit pe Borea. Nu știu. Un fel de neam cu Iluș. Bătică, frate, cu femeia lui Iluș. Dar cu Iluș care, din sat, cu Rotar? Iluș, Lăbedeni, care a murit. Al Rotaru. Rotaru. Da, așa. Da. Păi, frate, cu femeia lui. Borea e frate cu Țacaolița. Da, Ileana, femeia lui, păi pentru ajutoarele astea. Dar el nu dă la toți. El dă numai care... La care... Se mie în pungă. Da, dar eu zic... Dar mă, te-ai scris de mers de mână sau... Eu am scris cu mână. Sau mă, te-ai adresat verbal. M-am adresat și eu spus, zic, foaie și e, tu ai dat-o la sângerie, deci n-am dat-o, eu trebuie să mă duc la fața locului. Dar eu zic, dar când ai să vii la fața locului? Să vină, adică să vadă. Să vină, să vadă, că e drept, ori nu-i drept. Eu zic, vină de primul copil din sat, ai să întregi. Și ai să vezi, el stă la pat, ori nu stă la pat, că nimeni nu l-a văzut pe dâns, ia scal și iarbă verde. Și te-ai plâns de 2 luni și nici o... M-am plâns de 2 luni, i-am scris, eu zic, eu trebuie să o dau, undeva prin august am să o dau, am să vedem noi mai în scurt. Și de-am eu am fost la nevoit să mă duc la procuratură. La procuratură... Te-ai plâns și la procuratură? M-am plâns la procuratură la Sângerei. Și mi-a venit foiță, ea ca pot să vă aduc scrisorica. Și mi-a venit scrisoric și scric până la 6 septembrie, a să rezolve este, dar eu pe 6 septembrie trebuie să mă duc în Rusia. La fata, la băiat. Trebuie și numai decât să mă duc să-i prelungească vină jăstețul și apoi vină înapoi. Și dar cui las bărbatul? Ea că cu vecina. Și i-a spus lui doamna Elena, zic, poate trebuie să ceva un ajutor să-i dați la sosiet, că e de cât timp caută. Nu, asta dacă el e singuratic, n-are femeie și n-are copii, eu pot să-i dau ei ajutori, să-l îndrețăie. Deci statul îi ajută numai pe cei care n-au familie. Da, dar așa trebuie să copii să plătească. Să-i plătească eu, să-i plătească ei, că caută de dânsul. Ia așa. Da. Deci statul nu ajută cu nimic cu oamenii care stau la pat. Nu ajută cu nimic. Dar alții sunt, ia că sunt femei de la Cotijeni care caută tot de bătrâni, cu neamuri, cu de bătrâni și... caută de bătrâni și lor le plătește. Dau copii prin țări străini. Și așa ei nu se... Cum? Se răspund cu părinții. Dar cineva caută și lor le plătește ajutorul ăsta, caută de bătrâni. Dar la mine nu se recomandă. Eu așa și trebuiește. Că eu se caut de dânsul, că e soția lui și... Pensia cred că ți-ajunge lui, dar nu ajunge 800 de lei și plus compensația 100 de lei. Să mă nu lucrezi, n-ai pensie? Eu am pensie de la Rusia. Nu se prinești pensie. E acolo, da, să prinești. Acolo, că eu dăm, dacă am vid năjătă, să o știu, să dau la grăjdansă în octombrie. Dar dacă el stă la pat, eu nu pot să mă duc de aici să lăs pe dânsul ca pe un câine. Am înțeles. Și nici să lucrezi nu poți, că stai lichid. Da, cum să lucrezi? Cum? Nu pot. În grădină, o leacă și atât. Apoi în grădină. Și acasă am fost la Sfânta Biserică și vecinul a fost la dânsul, întreba dacă vrei să mai mănânci dimineața, l-am hrănit. Da, e ca de mine. E caută de dânsul. Și nu se recomandă să plătească ei că caută de dânsul. Copiii trebuie să plătească de Rusia că cauți de dânsul. Da. Despre rezultate, informația solicitantă până la 3, până la 6 septembrie. De ATI s-a adresat șefului direcției asistență socială. Deci, mă, tati, ai plâns la procuratură și tot la asistența socială o trimis scrisoarea. Da, dar eu am fost la asistența socială și i-am spus că, ia ca doamna Elena și documentul eu am scris, dar el zic, la noi nu a ajuns. Zic, eu știu că nu a ajuns, dar zic, și pot eu să fac. Când ar să vii documentul, dar zic, e în concediu, da? Așa îi răspunde, eu sunt tot în concediu și eu nu pot să răspund nimic, eu n-am văzut documentul aici. Și am fost nevoit să mă duc la procuratură, fiindcă am făcut un drum la Sângeric, da. Drumul dă încolo 20, înapoi 20 și zic, nu mă vrem pierdut. M-am dus la, nici nu știam unii procuratură, am întrebat de lume, vă spun serios. Și m-am dus, bun, cred că așa trebuie. Și m-am plâns și spus, las că noi am să luăm măsuri. Zic, dacă nu luați măsuri, eu mă duc la Chișinău, eu știu unde să mă duc. Parcă eu știu Chișinău, eu n-am fost. E spărietul. Da, zic, dacă nu faceți dreptate, ieși, eu mă duc la Chișinău. Cum lași ies liscuvenii când te 9.000, 7.000, dar nici 1.000. Dar de unde știi că le-au dat atâta? Dar doar lumea grăiește în sat. A, au văzut, cred că, la poștă. Dacă nu primit. Dacă nu trebuie ajutor. Dacă el
nu se scoală, ia că eu l-apuc de mână, el trage picioare. Mă scoală pe așa, dar știu că am pus de mult, că mă culc înapoi, pentru că mă doare că de-a mâine m-a... Dar două luni de zile cu lingura l-am hrănit. Am uia că mai pun măsuța și-l scol, dar atunci nu putea. Ciorul de aici până aici era în gips. Eu de ce nu mă sculam? Nu se scula deloc. Am mă scoală, de-a mâine pe așa, dar mănânc. Așa dar de pășit el nu poate, pășit să iasă afară, că el zice, așa aș vrea să ies afară, văd numai frunză de zi, mă văd și mai ies prin grădină, prin o gradă. Nu cum, zic, haide, ia că Costelie i-am adus, nu poate, dar cu ajutorul meu tot, ia, nu poate. Cu unde îmi pune, gărea frecea, de-am cu grosul, de-am, e vine și îmi dă ajutor. El zice, nu îmi pune pampers, că zice, tu ia mă, și te duci, ori prășești, ori te duci până la magazin. Și eu să mă opresc să stau în pampers, și ala nu pot să dea, zice, mai des să-i scauz de mine. Ce pampers, ce pampers, merg cu grosul, unde e om mare? Ce de greu, ți-i greu, de-am zbătrân, că acolo abonețează cu unul chicața de 45 de ani și el răbde să o... cum? O ce pot să merg? Eu leac ciorul mai scurt, dar o ce pot să merg? Dar eu am 67 de-am. Cum să de-am? Nu-i putere ce e să merg răbdi. În care sunt mână calic și ciorul calic. Încearc să merg cu Costelei. Și nu știu de-am cu scrisoarea asta să fac, să aștept până în septembrie. Să vedem, o-i suna eu mâine și la primărie și la Consiliul Raional. Am dat, dă cu pușca dacă găsești cineva. Tăți sunt concediu. Zic, de și tăți la Cotujeni. La Cotujeni. Nu, nu ce trebuie să... Nu, e tot în concediu. Trebuie la lucru de poate să intre la lucru, au avut multă din ieri seara. Dar ei de aici din Alexeu sau din Cotujeni? Din Cotujeni, da. E tot un fel de neamă cu Ileanu Lipsică. Ei, și știți numărul la primărie, da? E că neam și nu vă ajută. E, dacă nu, tu prins o adresa la Lanța, la Ileana Lanța care... Nu depinde de dânsa, de Ileana Lanța, Lanța, al Borea, care intră în ajutorul care iei pe cojitoriu. Dar și neam cum a ta, primărița? Primărița, da. Ei, ia bărbatul ei, neam. Bărbatul și bărbatul lui Ileana, tot și cum bărbatul primărița. Bărbatul Ileana, tot neam. Da, și nu se uită aici. Bărbatul Ileana, mai tare neam, Borea. Ei. Ce-ți faci? Am un neam, îi sac cu făină, dacă nu-l ai, nu-i corp și n-ai mâncat. Uite, cred că bă, omul e fost brigadier și am uitat mâini în grupă. Nu înțeleg. Ce fel de grupă? Dar poate omul se simte rău și... Nu se simte rău, că el nu se simte zi nici noapte. O poți să-ntrăși fel? Îi bat sau și? Da. Și are grad de invaliditate. Da, are grad de invaliditate. Dar de unde s-a luat asta, să spunească el grupă? Nu știu, eu am zis că am să vedem. Dar și mata poate ar trebui să obții grad de invaliditate? Sau tencă și pensia mai mică decât pensia? Dar cum, nu? Să-l treacă în grupă? Ce mă gândesc? Grupă întâi trebuie să mă pui, dacă eu nu pot fi. Da, dacă nu te poți mișca, atunci întâi. Și abia în situația asta poate să-ți dea asistent social. Dar îi spune că cărușor. Cum cărușor? Dintre patru oameni să-l scoată afară, să-l pui în cărușor și el tătă ziua să plimbli până la... Dar pe urmă iar patru oameni să-l aduc să-l pui pat. Dacă el nu... Ia că eu cu pocrivală și... Nu puteți intra cu căruciorul în cască. Nu, prag, nu, nu, e prag, nu. Ia că la cior... Da unde? Și aveți cărucior? Vă dau ei avem, sau nu, cum? Nu, nu, nu. La ciorul fost să coșe ciorul la călcă, ia că așa legat așa bun. Și uite că tot pocrivală asta, nu, pe alta. M-a scos, m-a dus iar cu salvare la SG. Pe asta pocrivală, dar pe... Am luat bărbatul... Eu tăiet, eu tăiet aici și... Dar n-a nici taxist mă acasă. Plătești taxi, trei. Dar nu pot și cu o mână și cu un picior, da? Da, dar mână întream în două părți. Întream în două părți. Mână, dar mână vopșit la sport, că, e tu, e așa o port. Și dechizu-mă cât așa, dar din umbră de fel că e rupt în două locuri. Păi, clavicula. Da? Nu, nu-i pot face nimic, de eu zat mi-a spus că, dați-mă la Chisinau, că mirea picioară ca lumea. Zic că nu ați fac nimic, pentru că e format cățele aici. Și operații se facă, nu poate, hemoglobina e mică, 35 de hemoglobina. Așa eu, de la cotul port, ca aici de închis, de-am tot nu. De închis, nu închis, de închis, numai cât așa mână. Dar ajutor nu se poate. Dar de-a murțut, te-a murțut mână. Ați avut căruță și ați lăsat-o? Am avut căruță și am vândut-o, dar am vândut calul, calul și de și el nu putea căta de desul. Și... Dacă căruța iese de-a mâine, de puțelul din mare.